însă acest sport te ajută să-ți dezvolți fizicul, organismul? Adică dacă părinții sunt de o statură mai mică, copilul semănând cu ei, dacă face acest sport, se mai dezvoltă, îl mai ajută să crească mai mult? Bineînțeles, ca orice sport, în primul rând se realizează o dezvoltare fizică a sportivilor, dar pe lângă asta sunt niște implicații psihologice, în sensul că sportivii care vin au mai mult încredere în sine, mai mult echilibru, așa a zis, armonie interioară, pentru că armonia începe cu tine, în primul rând. Și eu cred că deja avem niște rezultate destul de frumoase cu copii, atât copii cât și cu adulții. Clubul nostru de Aikido din Craiova, fiind la nivel de federație foarte apreciat pentru rezultatele obținute. Mai sunt părinți reticenți la acest, adică vin și-l aduc după câteva ședințe, spun că nu-l mai lasă să facă acest sport? S-au mai întâmplat și astfel de cazuri? S-au mai întâmplat, dar foarte rar. De obicei, cei care vin vor să rămână, pentru că antrenamentul conține și elemente de joc. Deci jocurile nu sunt întâmplătoare, niște mici întreceri care sunt astfel gândite încât să îi dezvolte copilului atenție, să-i dezvolte anumite grupe de mușchi, și acest fapt scoate din monotonie antrenamentul, care pentru adulți poate părea la nivelul copiilor monoton. Într-adevăr. Deci prin aceste pauze de jocuri pe care noi le facem regulat, copiii reușesc să se mai destindă, astfel încât după ce facem acest joc să poată fi la capacitățile nominale pentru asimilarea unor noi procedee. De obicei, partea feminină care practică această artă marțială trebuie să fie obișnuită să lucreze și cu cei care dețin forță mai mare decât ele, și în acest sens trebuie să-și perfecționeze tehnica mai mult pentru a obține eficiență. Mai ce eficiență, ce tigaia direct și gata. Aici e vorba de concentrare. Oricum, cei doi copii sunt foarte talentați și văd că sunt ascultători în primul rând, ceea ce ar trebui să facă cu toții. Am descoperit și pe calculator toate fotografiile indicate de domnul Adrian. Contează foarte mult, cred, și să-ți dorești să faci acest lucru, și seriozitatea. Cred că seriozitatea, faptul că vrei să ții de un astfel de antrenament ca și copil, poate mai zboară și alte gânduri prin cap, mai faci și alte lucruri și nu prea bine să stai serios la antrenamente, dar seriozitatea cred că este un punct foarte important. Aplică la școală ce... Ei nu ne aud acum. Ei aplică la școală ceva din... Cred că nu, pentru că Aikido învață să nu, decât în cazuri extreme, să se apere. Deci în niciun caz nu cred că o să auzim și despre să se apere, că... deci atenție, nu să se bată. Deci nu o să dea prima dată. Deci probabil că o să se apere atunci când sunt agresivi. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, o să le mulțumim celor de copii care, dacă îi ținem așa până mâine dimineață, până mâine dimineață o să stați aici, atât și... Denis cât și Rebecca. Vă mulțumim mult de tot. Să vă salutați colegii, le faceți cu mâna, întoarceți la ei. Eu vă văd acum care salutul vostru, vacanță, de am învățat eu să salut. A, așa, fac și eu așa, că tot mă văd în cadru. Da, mulțumim frumos, Rebecca, mulțumim frumos, Denis, să fiți cu mine și să accedeți la Centura Neagră și dincolo de ea, în an cât mai puțin, să fie treabă. Domnul Adrian, pe lângă toate aceste aspecte de care le discutam, că oamenii pot să-și ia echipament, pot să-și trimită copiii, care ar fi cele mai, sau mă rog, care ar fi atuul forte al unui copil în dezvoltarea lui fizică, mentală, dacă face Aikido? Atuul forte, în primul rând, va fi dezvoltarea fizică armonioasă, în al doilea rând va fi o mai bună putere de concentrare și de coordonare a ambelor părți, deci partea ambidextră. El va putea foarte bine să lucreze și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, deoarece de obicei noi cu dreapta scriem, cu dreapta mâncăm și așa mai departe, facem o serie de activități cu o singură mână, iar când se vine la Aikido se observă acest lucru, că procedeele se fac simetric atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă. Pe partea stângă, cu mâna stângă, este mai greu pentru început. După un timp se ajunge la uniformizarea execuției acestor procedee, astfel încât, ca să zic, cele două emisfere ale creierului să își aibă funcționalitatea undeva apropiată.